Consumul excesiv de alcool poate cauza multiple afecțiuni în organismul uman, conducând chiar la deces. În România, 80% dintre bărbați și 55% dintre femei sunt consumatori de alcool. În anul 2017, nivelul mortalității cauzate de alcool a fost de 44,33 de decese la 100.000 de locuitori în rândul populației, cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, de 308 decese la grupa de vârstă între 50 și 59 de ani și de 793 de decese la populația de peste 70 de ani. Numărul hunedorenilor care au fost internați la secțiile ori spitalele de psihiatrie din cauza consumului de alcool se apropie de 300 în fiecare an. Avem o medie de 310 persoane care ajung anual la secțiile de urgență sau la camera de gardă a spitalelor sub efectele consumului de alcool. Atât și internate, atât în secțiile de psihiatrie a celor trei mari spitale, Hunedoara, Deva și Petroșan, cât și la nivelul spitalului de psihiatrie ZAM. Deci există și acesta este doar vârful icebergului, pentru că sunt cazuri care au manifestări acute grave și atunci necesită internare. Dar pe lângă acestea putem spune că avem și efectele cronice asupra ficatului, pentru că avem boala alcoolică a ficatului, în care avem o medie de 50-60 de persoane care se internează. La nivelul județului Hunedoara sunt înregistrate peste 7500 de persoane care suferă de ciroză sau alte hepatite cronice provocate și de consumul excesiv de alcool. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 200 de boli cronice pot să fie puse în legătură, deci să aibă o cauzalitate și consumul de alcool. Iar ceea ce înseamnă deces prematur datorită consumului de alcool la nivelul globului, putem să observăm din statistici că este a treia cauză de deces. Deci, da, alcoolul este un drog legal, putem să spunem acesta, pentru că dă dependență și duce la o boală cronică care înseamnă alcoolism sau consum cronic de alcool. Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din județul Hunedoara, desfășoară pe toată perioada lunii iunie campania de informare, educare, conștientizare, intitulată Dacă ai sub 25 de ani, chiar și o cantitate mică de alcool consumat, îți poate afecta sănătatea. Nu risca! Informează-te!